Propunerea deputatului Bihorean Adrian Merca de creșterea orelor de educație fizică în școli a fost adoptată de Comisia de Învățământ din Camera Deputaților. Urmează ca săptămâna viitoare propunerea legislativă să vină la vot în plenul Camerei Deputaților, Camera Decizională. Adrian Merca propune creșterea numărului orelor de educație fizică în școli din ciclul primar și până la liceu pentru scăderea ratei obezității în rândul copiilor și elevilor. Prin modificarea legii 69 per 2000, Merca introduce 3 ore de sport pe săptămână obligatorii în școli în condițiile în care azi elevii fac doar o oră sau două pe săptămână. Marea majoritate pune o singură oră pe săptămână în funcție de cum pot face conducerile școlilor normele profesorilor. Marea majoritate a școlilor merge pe minimum, mergându-se pe ideea că educația fizică poate face oricine, arată inițiatorul absolvent de educație fizică și sport. Am discutat cu mulți profesori, iar studiile arată o obezitate infantilă accentuată în România. De aceea am propus trei ore de educație fizică pe săptămână în școli, pentru că îmi doresc o dezvoltare fizică uniformă și armonioasă a copiilor și implicit să prevenim anomaliile de creștere. Organismul necesită mult mai multă mișcare, are nevoie să-și asimileze calciul. Sunt probleme cu deformarea coloanei vertebrale, iar o mișcare îndrumată și supravegheată de un specialist, cum este un profesor de educație fizică, poate ajuta mult. Școala de educație fizică și sport e foarte bună încă în România. Primul care poate să observe o problemă de sănătate este un profesor de educație fizică și prin pregătirea lui poate să stabilească programe de mișcare, nu doar problemele mari, ci și faza incipientă, afirmă Merca în sprijinul tezei sale. Deputatul este convins că banii pe care părinții copiilor cu probleme îi dau după orele de școală pe exerciții de fizio și kinetoterapie ar putea fi economisiți dacă în școli s-ar face mai multă educație fizică.